folosesc aparat dentar? Da. Te doare, te astea? Primele 3 zile, după care te obișnuiești. Ca și cu orice altă durere. Ți-a fost dor de mine. Intuiam că se va duce în această zonă ludică, dacă îmi permiți. E doar în capul tău, în imaginația ta. Am înțeles. Asta aveai pe ordinea de corectură, adică simțeai că trebuie să corectezi asta la tine? Mușcătura. Eu nu știam, dar ci că nu mușcam corect până acum. Ok, am înțeles. Și preza de Son Goku. Îmi place preza ta. Îți place? De Son Goku, da. Mersi. Semeni cu Sonic, mai știi? Nu. Son Goku, da, da. Sonic ba da, ăla de fugea repede, da. Albastru. Ariciu. Da. Ariciu, da. Da, da, da. Am înțeles. Domnule, ești într-o bluză foarte transparentă și cu o geantă de poker de la Balenciaga acum ar veni. Cum conceptualizăm ținutele astea, tu sau e altcineva în spate? De data aceasta, bună seara, bună seara. Uite, Emil! Ne-a sortat. Hop, a plecat umărul. Te-am văzut cu tine cu pe acolo și n-am apucat să salut. Atâta și voiam să... Te pupam și te respectăm, domnul Robert. Te pupam. Mă bucur de toate clipurile pe care le pune Emil pe Instagram. Pe manele. Tot. Ținuta mea de astăzi este în totalitate de la Gabriel Nuki, transparent, ținută care se poate găsi în exclusivitate la noi în România, la Chic Chic. Da? Am fost acolo, mi-a plăcut, m-am îndrăgostit, este un designer mega mișto, gay, care e în creștere, îl poartă toți și vreau să-l port și eu. Ai vorbit despre îndrăgosteală, domnul Emil Rengle, e vară, da? Și vara de obicei oamenii se îndrăgostesc. La tine cum e vara asta? Cum se întrevede? Nimic exclusiv romantic, dar cu multe îndrăgostiri din astea zburătoare. Pasagere, a? Da. Nu genul relație long term? Nu, încă nu se arată. De ce? Nu sunt serios. Adică ce faci mai exact de nu ești serios? Adică bine, în ochii celorlalți. Dacă vrei să intru adânc în subiect, cred că fug de responsabilitate eu. Eu sunt vinovat. Okay. Nu vreau să mă așez la casa mea încă. Am înțeles. Simți că mai ai de copilărit? Simt că mai am de experimentat. Am înțeles. Intrăm și acolo? Cum simți tu? Eu intru unde vrei tu. Ce înseamnă să experimentăm, domnul Emil? Adică mai am de cunoscut oameni, să mai călătoresc, să mă cunosc mai bine prin ochii altora. Și atunci când la un moment dat o să mă știu, o să știu și ce vreau. Am înțeles. Noi am dat un material. Asta e o discuție mai deep. E o discuție mai deep, da? Domnul Urs, care a recunoscut în presa spaniolă că are o relație cu un tip. Noi am descoperit cine este tipul respectiv. El este, cred eu, personal, e părerea mea, a doua persoană din showbiz care face genul ăsta de declarație. După tine, poate. Cum a fost pentru tine treaba asta și cum simți că evoluează lucrurile acum, dacă vrei? În primul rând, felicitări, Urs. Mă bucur foarte tare că ești liber și că trăiești liber. Este pentru prima dată când aud asta. Da, nu am știut. Da. Sunt super fericit. Sunt fericit pentru orice om care trăiește liber. Da. Și fix înainte să vin la eveniment, mă uitam la un alt personaj, mai mult din zona de TikTok, îl cheamă Mario Simen. Da. Care a postat un inel cu Vlad. Exact. Cu Vlad. Vlad pe care nu-l știm. Vlad, da. Îl machează Vlad. Gagica mea e fană Mario Simen. Seara înainte să adormim, ne uităm la Mario Simen. Ce știu personal. Chiar dacă nu știm cine e Vlad, am văzut că i-a pus inelul pe mână, pe degetul lui Mario. Și chiar ziceam, ia uite mă, cineva mi-a luat-o înainte. Prima căsătorie gay s-ar putea să nu fie a lui Emil Rengle. Dar mă bucură foarte tare, sper să fiu invitat la anunțile astea măcar să celebrez. Crezi că în România, cam cât crezi că mai durează la noi până se va oficia treaba asta? Foarte puțin, n-avem încotro, n-are statul încotro. E o normalitate care trebuie să ajungă și la noi și e pur și simplu a question of time, să zic așa, puțin. Ok, și atunci simți că această neseriozitate a ta, dacă vrei, s-ar putea transforma la un moment dat într-o chestie oficială, să zici, bă, gata, mă așez la casa mea, pot să o fac și cu acte și să fie totul în regulă? Oricum nu mă ține pe loc asta cu actele, dar la un moment dat sigur o să-mi pună cineva capacul și mie. Nu o să scap. Îți mulțumim, te iubim, ești extraordinar. Mulțumesc, la fel. Mersi. Ciao.